oamenii de știință au cartografiat câmpul magnetic al nebuloasei Crabului într-o fotografie mai detaliată ca oricând, folosind cel mai recent telescop cu raze X al NASA. Situată la 6500 de ani lumină distanță de Pământ, nebuloasa Crabului este rămășița unei explozii stelare masive sau supernovă care a avut loc în anul 1054 și a lăsat în urmă un obiect dens numit Pulsarul Crabului cu o masă aproximativ de două ori mai mare decât cea a Soarelui nostru. Această nebuloasă este unul dintre obiectele cosmice cel mai bine studiate, dar noile observații sugerează că aceasta este mult mai complexă decât credeau oamenii de știință. Folosind sonda spațială Imaging X-ray Polarimetry Explorer, IXPE, a NASA, cercetătorii au reușit să urmărească câmpul magnetic al nebuloasei Crabului, dezvăluind pete neașteptate și zone asimetrice de turbulență. Pulsarul Crabului, o stea neutronică care se învârte cu jeturi de radiație care ies din polii săi, se află în centrul nebuloasei, înconjurat de gaz, unde de șoc, câmpuri magnetice puternice și lumină și particule de înaltă energie, cunoscute în mod colectiv sub numele de nebuloasă de vânt de pulsar. Satelitul IXPE al NASA, care orbitează Pământul, care a fost lansat pe 9 decembrie 2021, a ajutat la elucidarea împrejurimilor haotice ale pulsarului, care anterior nu erau bineînțelese, prezentându-ne nebuloasa Crabului într-o fotografie spectaculoasă în raze X. Telescopul spațial IXPE este conceput pentru a examina polarizarea razelor X cosmice. Polarizarea măsoară direcția în care oscilează undele luminoase, care este în mare măsură influențată de câmpul magnetic al unui obiect. Prin urmare, măsurând polarizarea razelor X din nebuloasa Crabului, cercetătorii au reușit să cartografieze direcția câmpului magnetic în diferite părți ale nebuloasei, precum și cât de ordonat este câmpul magnetic. Datele colectate de IXPE arată că razele X provin din regiunea exterioară a câmpului magnetic, numită regiunea vântului, și în câmpul magnetic din jurul pulsarului, de la care șocurile accelerează particulele până aproape de viteza luminii.